I have been reunited with my father, but I do not yet know if this bodes well or ill. Our goals are aligned, at least so far as independence is concerned. But he continues to defend Charles Lee, the man who murdered my mother and burned my village. Still, he makes a point about Washington and those who back him. I hear much talk of freedom and equality, but it seems one must be a landed white man to benefit. What if someone like me? Or Suri? What role for us in this new world? Is my father right then? There is so much I must consider and so little time in which to do it. Secvența 10 din 12. Welcome back. And how was Martinique? Achilles, I owe you an apology. It was wrong of me to say the things I did. Your words were harsh, Connor, but there was also truth there. I failed the order, allowed the Templars to take control. But now their hold is weakened, which makes me believe there's a chance for peace. Imagine what might be accomplished if we were to unite. Why the change of heart? Where is this coming from? You've met your father, haven't you? I do not claim to trust the man. Normal că l-am întâlnit. But I would be remiss to ignore this opportunity. Haytham may listen, but will he understand? And even if he does, will he agree? Even he must admit that we can achieve more together than we do alone. I assume you're off to find him. Yes. I ride for New York to see what might be done. Ne vedem în New York. Bun, tot nu s-a terminat cinematicul. Așa. New York. Deci, locația următoare. New York. Să de uite ceva așa gen. Dar nu sunt eu atent. Și cred că se aude de afară, dar nu știu. Parcă totuși combin faza ce se aude afară cu ce se aude în joc. Nu știu, parcă sunt identici. Mă rog, așteptăm. Și încă așteptăm. Și încă așteptăm. Și încă mai așteptăm. Dacă stai copiile să te încarci. Bine, deci a zis New York, nu mai fluiera că folosesc asta și ajung mai repede. Vezi? Vezi ce simplu e? Ce stai să fluier după un amărât de cal? Bun, deci episodul trecut terminasem secvența 9. Acum am început secvența 10. Și mai am până la 12 ceva. Oh, stai așa. Nici măcar n-am intrat acolo. Bun, am început secvența 10. Nu știu câte misiuni are. O să verific acum să văd. După aia secvența 11, 12 și gata jocul și gata seria. Am renunțat să fac acele misiuni secundare pentru că nu implică storyline-ul mai deloc. Și las așa, deci fac storyline-ul și restul nu le mai fac. Bun. Hai mă. Așa. N-am niciun fast travel, cel mai apropiat e ăsta. Bun, deci numai teleportări am acum. Aștept. Stai. Acum trebuie să merg. Am uitat că nu e fast travel nici aici.
Uită. Stai, am zis că verific. Știu, sincronizarea mea e foarte aiurea. Oh, deci 3 misiuni la secvența asta. Secvența nouă a avut decât 4. Bine, 4 plus 1 cu una cu Desmond. Mai e secvența 11 și 12 pe care nu pot să le văd. Bine, astea sunt alte chestii. Ei nu știu ce sunt. Bine, misiunile secundare. Nici nu le-am făcut. Și tot arăți acolo, Haytham. Arăți un perete. Bun, îmi place cel perete. Vreau să-l dormi împreună cu tine. Dar sper să nu-mi spui că este doar un simplu perete. Oh, aștept, da? I have tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Then keep digging. Come find me when you have something worth sharing. So close. Ah, asta e bună. A few more well-placed attacks and we'll be able to put an end to the civil war and be rid of the crown. What do you intend? Început să și plouă. Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. It tells us exactly what we need to do. Track down the loyalist commanders. Oh, așteaptă, bă. Bun, îmi amintesc de ultima dată când am terminat jocul. Misiunea asta o să fie un fail. Da, abia văd ceva. Ia uite, mă. Ia. Și. Asta e, mă. Ce este? Bine. Ok, acum am să vă luați de mine. Yeah, here you big. Se blocase și ea. Fuck, fuck. A, da, a. Ce faci, mă, Haytham? Bun. Și acum urmează un cinematic. Bun. Ca să zic mai așa, că pentru cei care se uită la seria poate să se înscrie. Eu pun cam vreo 2-3 episoade pe zi, atunci când le pun, ca să termin seria cât mai repede. Adică eu filmez în acea zi cam vreo 2-3 episoade, cam așa. Și apropo, de ce tot plângi un bebeluș? Bravo, Haytham, bravo, ești mai tare. Da, aha, uite, acum ce și ajutor. Bine. Aha, bun, deci. Aștept să încarce. Hai, așa. 1. Următorul, hai că mai am nevoie de încă unul. Hai mă, gata. Acum îmi pot bate joc de voi. Bine, că se ocupă Haytham mai de toți.
Ah, sau slow, bun. Care e mai încet? Care a fost mai încet de data asta? Eu sau tu? Și cred că o să pun în continuu cu discuția mai devreme. Cred că o să pun cam vreo mai multe episoade. Deci cred că mai am vreo 10 episoade din această serie cu Assassin's Creed. No, you do it. Why me? Because I said so. Da, știi, tu ai zis primul, bine. Așa, în timp ce îl fulgurez pe ăla, mai și povestesc puțin. Take it from a book. Ah, deci de undeva de sus. Ah, deci știam că se duce în direcția aia, mă duceam și mă suniam pe gard. Bine, am avut ocazii multe până acum, așa cum o să-l pierd. Am făcut-o? N-am făcut-o? N-am fost atent. Păi mișca! Când zic eu să miști, tu să nu mai stai să te gândești. Just have some questions for you. Cross that threshold and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come along, then. Haha. Da, n-am. Mișca. Oh, frumos. A zis Mișca. Bă, tu nu m-ai auzit? Poate vrei să trag. Mișcă! Băi, ți-am dat voie să te oprești. Mai atunci când zic eu stop, atunci o să te oprești, da? Până atunci continui să mergi. Ia uite-l, bă. O ploaie, 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 mișcă. Aoleu. Mișcă, ce stai și te uiți? Uite la el, ți-mi uite și la mine. Ha. What are the British planning? To march from Philadelphia. That city's finished. They'll double our numbers, push back the rebels. When do they begin? 2 days from now. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? I've told you everything. Now let me go. Of course. Mm-hmm. The other two said the same. It must be true. You killed him. You killed all of them. Why? They'd have warned the loyalists. You could have held them until the fight was done. What? And waste precious time and money on their care? What would be the point? They'd given up everything they knew. I'll meet you at Valley Forge. De ce tot aud un bebeluș plângând? Alternative metal. Una da, una ba. Bine, fie ce-o fi. Foarte scurt, foarte interesant. Și următoarea misiune, unde e, unde ce și cum, ce facem acum? Bine, hai, văd eu, reușesc eu, găsesc eu ceva.